Agenda ministrului Roxana Mânzatu a fost una extrem de densă în județul Vâlcea, incluzând și câteva vizite tehnice la unități care au obținut fonduri europene. Colegă de generație cu președintele Constantin Rădulescu, ministrul fondurilor europene din Guvernul României a lăudat conducerea județului Vâlcea, amintind că până acum au fost accesate 138 de proiecte cu finanțare europeană, în timp ce președintele Consiliului Județean a amintit greutățile în a obține fonduri nerambursabile. Este o vizită extrem de importantă pentru județul nostru. Este o vizită extrem de importantă și pentru mine, pentru că dumneavoastră face parte din ceea ce eu spun cu mândrie și cu prețuire din generația mea, o generație care îmi doresc foarte mult să reușească. Și așa cum o cunosc eu, este unul dintre profesioniștii în ceea ce privește atragerea fondurilor europene și managementul fondurilor europene. Un bun specialist în Guvernul României și mă bucur foarte mult pentru faptul că este la Vâlcea. Evident, pe acest segment al atragerii de fonduri europene, eu am tot vorbit și v-am tot spus despre proiectele pe care le-am făcut. Știți foarte bine, Consiliul Județean Vâlcea, numai Consiliul Județean Vâlcea, fără a vorbi despre primari, despre unitățile administrative teritoriale care au atras foarte mulți bani, și felicit pe colegii mei primari din tot sufletul și le mulțumesc pentru fiecare minut pe care îl petrec pentru atragerea de fonduri europene în județul Vâlcea, dar numai Consiliul Județean Vâlcea se apropie de 150 de milioane bani, numai fonduri europene. De foarte multe ori am avut tendința să spun, doamna ministru, că am senzația că, deși suntem certați că nu atragem fonduri europene, partenerilor nu vor să ni le dea. Am să vă spun câteva despre programul vizitei de astăzi. Programul vizitei de astăzi va include mai multe întâlniri pe care le vom avea cu primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, prefectul județului, dar și cu directorul APAVIL, pentru că știți că acolo avem un proiect european. De asemenea, tot în cadrul întâlnirilor de lucru de astăzi, vom avea o întâlnire cu președinții Adi Salubrizare și cu președintele Asociației Comunelor din România. Așadar, această parte a vizitei este importantă. Restul vom face două vizite tehnice, absolut tehnice, la obiective realizate cu fonduri europene. Eu mă uitam, noi încercăm să facem o statistică fără a pune în competiție neapărat județele, dar e important să înțelegem exact ce se finanțează în fiecare zonă. Noi facem o statistică, o hartă cu tot ceea ce înseamnă proiecte publice și private care atrag bani europeni în actualul exercițiu 2014-2020. Ne uităm la județul Vâlcea, vorbim de peste 1,5 miliarde de lei atrase la zi, este poza zilei, este o cifră dinamică pentru că în continuare se evaluează proiecte, se aprobă proiecte și mai urmează, suma va crește. Din care mă uitam că grosul, deci o sumă semnificativă, se referă la aceste proiecte de infrastructură, unde Consiliul Județean, în special, și într-o oarecare măsură și primăriile, au asigurat contracte de finanțare. Program operațional regional, cel în care finanțăm drumuri județene, cel în care finanțăm ambulatorii ale spitalelor, lucrări de eficientizare energetică a clădirilor publice, dar și a blocurilor de locuințe, obiective de patrimoniu, centre sociale. Acest program operațional regional, care produce investițiile cele mai vizibile și, mă rog, cele mai dorite în comunități, atrage astăzi sau are contracte de finanțare astăzi în județul Vâlcea care depășesc puțin 1 miliard de lei. Vorbim de 120 de proiecte, din care o foarte, foarte mare parte, covârșitoare parte, sunt proiecte depuse și aflate în implementare la Consiliul Județean Vâlcea. În cadrul conferinței de presă, ministrul Fondurilor Europene a făcut un anunț în premieră. Echipa ministerului negociază cu Comisia Europeană simplificarea demersurilor pentru finanțare și chiar renunțarea la ghiduri. Am o nouă rundă de negocieri cu Comisia Europeană la București, la sediul Ministerului Fondurilor Europene, legate de cum vor arăta viitoarele programe operaționale 2021-2027. Așa cum poate am observat, de fiecare dată ele au început foarte târziu. Deci, deși programele se numeau 2007-2013, 2014-2020, primele licitații, primele ghiduri, primele contracte de finanțare semnate, cam întotdeauna se produceau la 2-3 ani distanță de primul an al acestui exercițiu.
ne dorim și țin și asta ține de dinamica discuțiilor la nivelul instituțiilor europene, că acolo se agrează și bugetul și regulamentele pe care facem cheltuielile în proiecte. Ne dorim, cel puțin la nivel guvernamental astăzi, să avem pregătit un portofoliu de proiecte și pentru autoritățile locale și pentru marile companii naționale, care să aibă proiect tehnic, eventual și licitația pe execuție făcută, așa încât să putem să intrăm în lucrări, să putem să generăm cheltuială încă din ianuarie 2021, când intrăm pe noua perioadă de programare. Asta înseamnă că vom porni, propunem și Comisiei Europene această metodă, de la o listă de proiecte aflate azi în lista de rezervă, să spunem așa, deci pe diversele programe. Cred că este o abordare pe care Polonia a folosit-o cu succes. Nu trebuie să așteptăm, vom încerca să avem programele oarecum similare, să nu trebuiască să le mai acredităm. Comisia ne-a permis pe nou exercițiu să nu mai trecem prin acea etapă de reacreditare a autorităților de management, etapă pe care noi am ratat-o în perioada 2016 și a fost timp pierdut prețios, dar noi acum o să mergem pe aceleași programe în mare, așa încât să putem să intrăm la decont rapid. Pentru perioada următoare să nu mai stăm până în ultima clipă și să încercăm să pregătim de acum proiectele, mai ales pe infrastructură, să nu mai avem ghiduri. Adică dacă am decis că pe infrastructură vom avea de reabilitat niște drumuri județene, orășenești sau vom avea de făcut niște investiții, să nu mai avem conceptul acesta de ghiduri, apeluri. Da, păstrăm ghiduri pentru ONG-uri, pentru anumite tipuri de investiții în zona de dezvoltare a mediului de afaceri, dar pe investițiile de infrastructură publică să nu mai punem autoritățile una împotriva celeilalte, să-și facă documente, să aștepte lansarea apelului, fără ghiduri și deci fără apeluri, portofoliu de proiecte. Pe această breșă? Cam asta este o direcție pe care eu aș susține, portofoliu de proiecte. Asta înseamnă asumare. Asta înseamnă asumare, am și spus mai devreme. E de breaking news. Breaking news. Un management de la București, de la guvern, de la minister și un conținut unic pentru toate regiunile. Aceleași axe, aceleași ghiduri, aceleași reguli. Ceea ce este bizar, pentru că regiunile în România au niveluri diferite de dezvoltare, nevoi de a investi diferite. Unele poate au nevoie de investiții în inovare, cercetare, dezvoltare, mai mult decât în, eu știu, centre sociale, altele exact invers. Dezvoltarea regională tocmai înseamnă să echilibrezi diferențele cu bani europeni. Și atunci, ceea ce eu susțin și știu că domnul vicepremier Suciu mă susține și am discutat și cu Comisia Europeană, care are deschidere pe acest concept, este ca pe 2021-2027 programele de finanțare, programul operațional regional, prin excelență programul prin care dăm bani infrastructurii din regiuni, să fie programe diferențiate, descentralizate, cu axe diferite de finanțare. Pe parcursul vizitei, ministrul fondurilor europene va avea discuții și cu reprezentanții Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apa Vâlcea și Salubrizare, mai ales după ce Vâlcea a reușit să salveze finanțarea pentru depozitul de la Roiești.